Iubiții mei, zice dumnezeiasca scriptură, dă pricină înțeleptului și mai înțelept va fi, învață-l și se va alătura să asculte. Drept aceea și eu mă voi nevoi iarăși pentru dragostea domniilor voastre, să vă aduc aminte și să ne înnoim în omul cel din lăuntru. Și acum îndrăznesc să vă vorbesc iarăși, pentru că nu mă pot sătura de dragostea și de dulceața sufletelor voastre, ci încă și domniilor voastre să nu vă fie cu greu. Tuturor cât sunteți aici, fie viitor domni ai turmei cele împărătești a lui Hristos, fie dumnezeiești vlădici și mitropoliți ai bisericii, fie sfințiți egumeni și duhovnici, fie dregători, fie neguțători, fie bogați ori săraci. Iată că vă aduc aminte vouă, fraților, să nu vă smintiți într-o lenevia voastră, nici să se îngreuieze inimile voastre cu mâncăruri multe și beții, ci neîncetat faceți voia lui Dumnezeu și iubiți dreptatea Lui, ca și voi să vă chemați prieteni a lui Dumnezeu și moștenitori ai împărăției cerești. Iar cel ce vrea să se facă soț al veacului acestuia și iubește a-și păgubi sufletul său în ospețe și în beții, acela se va trece odată cu veacul acesta și ca umbra se va duce și slava lui ca fumul va pieri. Iar cel ce se va împreuna bunătăților dumnezeiești, acela va lua viața și traiul cel veșnic și netrecător, fiindcă rădăcina bunătăților este dulceața lui Dumnezeu. Că mulți împărați și domni zic, cu a nevoie se țin împărățiile și domniile, pentru aceea nu putem sta să ne rugăm și să postim și să ne ținem în curăție, nici putem merge la biserică, că avem multe griji de soli și de judecăți și alte lucruri multe avem să le umplem. Și milostenie încă am fi făcut și am fi dat celor ce vin și cer pentru numele lui Dumnezeu, ci tot pentru acele nevoi nu putem să-i miluim. Și mulți săraci și mișei zac goi și urgisiți prin gunoaie și de multe răutăți și nevoi ce le sunt asupra ei nu pot să vină la noi să-i miluim, iar noi încă nu putem să le trimitem milă. Dar pentru ce? Pentru că nu avem dragoste de Dumnezeu, ci gândim tot ce le deșarte. Și zicem de avuția noastră că multe lucruri ale împărăției noastre avem să tocmim și strângem încă și mai mult avere, că ne va trebui odată. Mulți patriarhi și mitropoliți zic, a nevoie ne este a păzi cele dumnezeiești și să mărturisim numele Domnului și nu putem să postim, nici să ne rugăm, nici să stăm în biserică toată noaptea în privegheri, că avem multe lucruri lumești de îndeplinit și multe griji și am face și milostenie, dar ne temem, că avem multe de împlinit cu avuția noastră și nu știm când ne vor scoate din patriarhiile și vlădiciile noastre. De aceea ne silim să strângem avuție multă, ca să ne fie la vreme de lipsă și să avem din destul de unde mânca și de unde bea în vremea aceea. Mulți egumeni și duhovnici și cărturari zic, greu ne este traiul călugăresc și suntem împovărați și cu multă nevoință ținem credința creștinească și nu putem să postim, ci să stăm pururea rugăciune, ori să locuim prin pustietăți sau prin peșteri. Și milostenii încă ar trebui să facem, dar noi suntem oameni săraci și nu avem venit de nicăieri, ci de-abia ne ajunge pentru sărăcia noastră. De aceea, pentru că ne va ajunge vremea bătrâneții, ceea ce agonisim acum vrem să ținem pentru bătrânețile și slăbiciunea noastră. Mulți din boieri și din bogați și din slujitori și din neguțători zic, cu a nevoie este a ne ruga lui Dumnezeu și a umbla după voia Lui, căci noi suntem datori să cercetăm și să împlinim cele ale vieții pământești. Și milostenie încă am fi făcut, dar ne temem ca nu cumva să ni se ia boieriile și să rămânem săraci, ori să nu se mânie Domnul pe noi, ori să ajungem pribegi într-alte țări și să nu mai avem nimic de cheltuială. Mulți săraci, zic, noi de-abia câștigăm cât mâncăm noi, dar milostenie de unde va să dăm? Așiși derea și noi, fraților. Toți zicem așa. Dar pentru ce zicem așa? Pentru că nu avem dragoste către Dumnezeu. Pentru că nu avem dragoste către Domnul nostru Iisus Hristos. Că și împărat, și domn, și patriarh, și mitropolit, și egumen, și duhovnic, și judecător, și bogat, și sărac, toți câți ne aflăm,
de nu iubim pe Dumnezeu. Noi toți zicem așa, că ne este nevoie a strânge avuție multă, să ne fie când ne va trebui. Și nu iubim pe Dumnezeu cu toată inima, ci iubim lumea aceasta și obiceiurile și năravurile noastre cele rele. Și căutați, fraților, de vedeți, cum zice și Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru această lume deșartă și de nimica, că zice așa, că toată lumea aceasta stă înaintea lui Dumnezeu cum stă o picătură de ploaie în streașina unei case. Deci amar ție, omule, că dacă lumea toată e astfel, dar un om singur, oare ce este el înaintea lui Dumnezeu? Pentru aceea, dascălilor și fraților, socotiți și luați aminte de vedeți, oare este mai bine a sluji totdeauna dușmanului nostru, diavolul, cu grijile lumești? Sau mai bine este să slujim și să urmăm cu trai bun și cu viață curată prietenilor noștri care au fost mai înainte de noi? Ci mai bine să plângem aici puțin tel și acolo să ne veselim mult în veci cu Domnul nostru Iisus Hristos și să nu fim niciodată despărțiți de fața Dumnezeirii Lui? Că iată câți împărați și domni, patriarhi și vlădici, egumeni și duhovnici, bogați și săraci, care nu au băgat de seamă măririle și cinstirea pământească, pentru aceea au văzut fața cea luminată și dulce a Domnului nostru, Iisus Hristos. Iar noi nu avem dragoste către dânsul. Că din oameni mulți laudă curăția, alții laudă postul și înfrânarea, alții milostenia și smerenia, iar alții laudă răbdarea și ascultarea. Și toate acestea știm cu toții că sunt bune. Însă cel ce are mintea curată, care este temelia și urzeala tuturor faptelor bune, nu caută numai spre acestea, ci le lasă pe toate și își ridică mintea și gândul în sus și se îmbracă în dragostea lui Dumnezeu ca într-o za. Și acela nu se îngrijește nici de împărăție, nici de domnie, nici de patriarhie, nici de vlădicie, nici de egumenie, nici de un lucru pământesc, ci numai să iubească pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul său. Că și Domnul nostru, Iisus Hristos, când îl întreabă pe Petru, apostolul, nu îl întreabă nici de rugăciune, nici de post, nici de înfrânare, nici de smerenie, nici de răbdare, ci numai ce-i zise: Petre, mă iubești? Că știa Hristos că de-l va iubi cu toată inima, toate bunătățile se vor pogărâ peste dânsul, și postul, și rugăciunea, și curăția, și ascultarea, și răbdare. Pentru aceea să nu ne întindem, or să ne răsfirăm cugetele noastre prin alte părți, ci să le urcăm numai la îndurătorul Dumnezeu, de la care vine toată mila, ca să împărățim cu dânsul în veci.